Stadionul Cetate Dindeva se află de o bună bucată de vreme în reabilitare. Lucrările trebuiau terminate de ceva timp, dar firma care câștigase licitația a falimentat. După repetarea procedurilor conform legislației în vigoare, lucrările s-au reluat și se pare că acestea vor fi finalizate în vara acestui an, pentru ca echipa de fotbal local să poată evolua într-adevăr acasă. Totodată și atleții vor avea condiții optime de antrenamente și concurs, Deva având tradiție în acest sport. Avem un proiect și l-am bugetat pentru anul 2022 pentru acoperirea tribunelor de la terenul de fotbal. Încep în luna aprilie lucrările de montaj a pistei de atletism. Probabil tot așa luna iunie se vor finaliza. Am bugetat pentru 2022 începerea lucrărilor pentru construirea unui nou teren de fotbal cu gazon artificial și cu instalații de nocturnă, inclusiv cu vestiare. Și această investiție este adresată pentru grupele de copii și juniori din cadrul secției de fotbal CSM Deva. Pe de altă parte, sala sporturilor din Deva, inaugurată în urmă cu 45 de ani, face ca meciurile de handbal și futsal disputate aici să nu mai fie transmise de posturile naționale de profil din cauza uzurii spațiului. Noul proiect al unei săli polivalente în Deva face pași importanți spre implementare. Mai mult, chiar dacă prețurile au scăpat de sub control, municipalitatea din Deva nu participă financiar la costuri, acestea fiind suportate conform proiectului depus de Compania Națională de Investiții. O investiție foarte importantă a trecut de studiu de fezabilitate, începe licitația pentru proiectare și execuție la o sală polivalentă multifuncțională cu capacitate de 3000 de locuri. Am și spus locația, pe amprenta, cum era Bățata Românească pe vremuri, știu de veni, în zona Macom, deci tot în Deva Nouă, un proiect care creșterea prețurilor cred că va trece de 30 de milioane de euro, dar ce este important că nu finanțează primăria municipiului Deva, deci nu este un efort bugetar local cu niciun leu, niciun euro. Noi am pus la dispoziție doar terenul, 6 hectare și finanțarea este asigurată, inclusiv licitația, de către Compania Națională de Investiții. Totodată, în cadrul proiectului Deva Nouă, în municipiul reședință al județului Hunedoara, va fi amenajat și un bazin didactic de not în zona Zăvoi a urbei de la poalele cetății și această investiție având deja finanțarea aprobată.